Într-un weekend plin de bucurie și entuziasm, locuitorii din Nicolae Mare și din întreg județul Timiș s-au reunit pentru a sărbători zilele orașului într-un mod spectaculos, desfășurat în perioada 1-3 septembrie pe scena Teatrului de Vară. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la cel mai așteptat și important eveniment al fiecărui an, zilele orașului Nicolae Mare. Vineri seară, atmosfera a fost una balcanică, începând cu ora 20. Pe scenă au urcat artiști precum Ecaterine și Dimitri, Clar Band, Maharaj Rai Banda și Ionuț Galani, oferind un show de excepție care a captivat publicul prezent. Maria mea, chitrină, neagă pasă lidera, neagă pasă lidera, nu trebuie să ghitora. Sâmbătă seara a fost dedicată recunoașterii și aprecierii tinerilor talentați din oraș. Primarul orașului a premiat elevii care au obținut rezultate remarcabile în învățătură, dar și sportivii care s-au distins în diferite discipline sportive. Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, și Cătălin Moroșanu au fost printre invitații de onoare ai serii. Mă bucur foarte mult să văd că și în această seară, la cea mai mare sărbătoare a orașului nostru, zilele orașului Nicolae Mare, ați venit într-un număr atât de mare. Bună seara, Nicolae Mare, mă bucur să fiu astăzi alături de voi, să particip la bucuria acestui oraș minunat. Bună seara, Nicolae, sunteți extraordinari! În culmea entuziasmului, artistul internațional Hathaway a închis a doua seară a zilelor orașului, iar focurile de artificii au luminat cerul într-un spectacol uimitor. Nicolae Mare. I don't know why you're not here. I give you my love, but you don't care. So what is right and what is wrong? Just give me a sign. What is love? What is love? Duminică seară, scena Teatrului de Vară a fost animată de ansamblurile folclorice din oraș, care au adus dansul și tradițiile locale în prim plan. Cu toate că ploaia a dat năvală, atât spectatorii cât și dansatorii au continuat să se bucure de frumusețea folclorului local. Casa de Cultură a orașului a fost apreciată și recunoscută pentru contribuția sa culturală, iar directorul său, Sergiu Soica, a primit o distinție specială din partea primarului orașului Nicolae Mare, Dănuț Groza. Duminică seara a fost momentul în care s-au acordat premii speciale cuplurilor care au sărbătorit 50 de ani de căsătorie, medicilor și cadrelor didactice care au intrat în pensie, suplinind contribuția lor de-a lungul anilor. Încă o dată vreau să vă felicit pe toți din tot sufletul, să vă doresc să fiți sănătoși, să fiți bucuroși, să rămâneți în continuare alături de noi aici în oraș. Vă felicit pentru întreaga activitate depusă, pentru tot ceea ce ați făcut pentru orașul nostru, astfel încât noi, cei care suntem astăzi și trăim aici în oraș, să ne bucurăm și de lucrurile și realizările pe care le-ați avut dumneavoastră de-a lungul anilor. La mulți ani, multă sănătate vă doresc și să ne revedem cu bine! Seara a continuat cu recitaluri memorabile susținute de Minodora și Tinu Bereșezan, care au ales piese speciale pentru publicul sâmiclăușean. Tu ești fericit.
Unii vecini, toți vecinii mei, că un chef la mine ține două zile trei. Au nebunit vecini și într-una se miră când la mine începe cheful, greu se mai termină. O atmosferă plină de bucurie și emoție, Vlăduța Lupău a încheiat această seară specială, aducând un omagiu tuturor care au fost prezenți la eveniment. Și v-o cântat Vlăduța și lângă ea formația Sfânt Nicolau Mare la ziua ta. Zilele orașului Sfânt Nicolae Mare s-au dovedit a fi un eveniment de neuitat, aducând comunitatea împreună pentru a celebra tradițiile, cultura și realizările orașului. Evenimentul a demonstrat încă o dată spiritul vibrant și unitatea cetățenilor din Sfânt Nicolae Mare, care continuă să facă din acest oraș un loc special și plin de viață.